Vedete. Avem orice rețetă, îți poftești. Miam. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii voastre culinare preferate. Astăzi v-am pregătit multe surprize și poate cel mai important, probabil că pentru mulți dintre voi, este că astăzi vom găti cu buget redus. Eu sunt adepta unor rețete sănătoase, ușor de preparat și, evident, cel mai important, super delicioase. În general, pentru astfel de rețete v-ați aștepta să cheltuiți sume fabuloase, dar azi nici vorbă de așa ceva. Vreau să vă demonstrez că puteți mânca, vorba românului, mult și bine, pe bani puțini și foarte, foarte sățios. Dragilor, prima rețetă pe care o facem astăzi este o gustare caldă cu ciuperci. Și pentru că eu știu multe despre ciuperci, dar nu atât de multe încât să vă pot spune și vouă, îl am alături de mine pe regele ciupercilor, Vali Coman! Da. Pe Vali îl puteți urmări la emisiunea lui Big Boletus, unde să învățați atât de multe despre ciuperci cât n-ați crezut că există. Vali, spune-ne ce facem astăzi. Din păcate n-am putut să ne bucurăm papila cu ciupercă de pădure, proaspăt culeasă sau așa, pentru că ne permite sezonul, da? Însă să ne apropiem de pădure, am preferat să luăm un pleurotus, care oricum e ciupercă de butulugă, pleurotus ostreatus sau păstrăgut de fag. Sunt ciuperci delicioase și merg în compoziția pe care vrem să o facem, fiind așa o perioadă mai rece și avem nevoie de multe vitamine, cum îmi place, cum pregătești de obicei, cu multe vitamine. Pot să-ți mărturisesc ceva și lui Vali și vouă. În viața vieții mele de blogger culinar și gospodină nu am folosit pleurotus niciodată. E momentul să pui mâna pe unul, să vezi cum e, dar o să-l pregătesc eu, adică împreună cu tău, așa. Practic o să fie ca un fel de combinații de legume. Tocmai de-aia ne-am și propus să avem un praz ca să dea un pic mai multă dulceață. Așa, chiar spune-ne ce avem pe aici ca să știți de ce aveți nevoie. Da, mi se praz să dea un pic mai multă dulceață la mâncarea noastră, dar e foarte interesant, foarte gustos. Merge și în combinații cu carne, cu ficăței și așa mai departe. Știți foarte bine cum învață și Teo. Un zucchini sau un dovlecel. Un pastel de culoare, gogoșarii grași, un verde și un roșu zică de foarte bine. O vână de data tocată de Teo și, bineînțeles, un pic de orez basmatic cu un pic de unt, condimente pe gustul fiecăruia. Și mai avem aici unt și ulei de măsline. Ulei de măsline. Și avem aici condimente pe care să ni le spună Vali pe măsură ce le pune. Ce le pune, da. Și avem și usturoi pe care încă nu știm dacă îl folosim, dar dacă ne ia focul pasiunii, punem și... Putem să punem și usturoi pentru că dă un gust deosebit, însă putem să și prăjim, putem să punem și la sfârșit în funcție de gustul. Dar fiind foarte dimineață, gândesc că poate nu o să inițiam foarte bine sau sper că foarte seară, nu contează. Spunem cu ce să încep. Hai să tocăm prazul. Să tocăm prazul. Da, eu să rondelul, să pentru că nu contează, dar eu să tai ciupercile. Bine, mă, normal se pot și bucăți mai mari. Așa, suficient de bine. Și eventual să punem mai mult, de îl ulei. Fac tot, da? Tot, eu zic să punem tot pentru că este cel mai gustos, cum scade bine în mâncare. Așa. O să punem un pic de unt. Opa. Să topim un pic de unt pe un flacără, nu neapărat foarte puternic acum e acolo, să facem un foc mai mediu. Te rog pe tine că tu ești gazda. Așa. Și țineți minte că v-am spus că untul întotdeauna îl punem cu puțin ulei dacă prăjim în el, pentru că altfel se arde. Să faceți așa și de data asta. Asta e ideea de combinația cu ulei de măsline. Vedeți că nu vă mint, uite, confirmă și Vali, că nu vă învăț prostii. Să nu ungem. Așa. Le lăsăm acolo și eu continui cu prazul, așa. Până se topește untul, eventual, eu de obicei folosesc linguri, spatule de plastic sau de lemn. Avem am văzut și spatule de lemn. Ți-a fost atacat vocul. Așa. O să... Fetele nu trebuie să împrumute papucii, rujul, glosul. Eu nu trebuie să împrumut tigăile. Nu-mi place să împrumut nimic din bucătărie. Pentru că nimeni nu știe să le iubească cum le iubesc eu, de aia. Mai spune-ne câte ceva despre pleurotusurile astea pe care eu, sincer, ți-am zis, nu le cunosc. Asta o de fac sau pleurotusul spatus, de astfel îi dau foc un pic mai mic. Asta din cauza că untul are mare conținut de apă. Fântână arteziană de unt. Are mare conținut de apă. Poți să pui prazul acum, până se topește untul, știi de ce? Că atunci scăpăm de grijă. Hai să luăm și o spatulă. Ai,
Aleluia! Am reușit! De uită, bun! Să pui o pic de sare și tu ce treaba ai rezolvată. Bun. Să nu te asortezi și tu verde cu verde, pete cu pete. Da, tu nu le-i în frunte. Așa, lăsăm un pic. Punem să... un pic de sare și un pic de piper și ce tocăm, să ce facem? Moaie. Tu poți să pregătești eventual dovlecelul și ardei până terminăm și păcuțele. Deci toate legumele le tocăm mari ca și pentru... Da, pentru că nu punem rădăcinoase, nu-i cazul să le punem pe etapă. Deci da. Nu o să se fac primele, după aia așa. Morcov oricum să... o să-l tai subțire ca să meargă repede. Eu mai gândeam să-l radem. Îl tai subțire. Cine se gândește ăla să radă? Eu m-am gândit doar. Dar atunci să ai idei, mai, idei care nu implică atâta muncă. Da, adevărul că trebuie să facem mâncare rapidă, gustoasă și... Încă o chestie, acum fără glumă. Dacă vreți să se facă mâncarea mai repede, în locul morcovului ăsta puteți folosi o mână bună, bună de baby carrots, morcovei ăia mici pe care găsiți congelați și care se fac foarte repede și sunt foarte dulci și dau bine în mâncare. Așa este. Pentru că e o perioadă de iarnă, dar vara vă recomand să folosiți totul proaspăt. Exact, acum, bineînțeles, iarna nu e... Congelat. Dacă luăm o pungă de carrot, o pungă de legume asortate, nu trebuie aproape nimic să ne face, mă dăm drumul. Da, iarna nu e ca vară. Așa cum zici. Bun. Am pus și dovlecelul. Pot să pui acum o mânuță de ciuperci. Așa, deci mai spune-ne despre pleurotus astea. Deci, pot fi folosite în orice mâncare, la fel ca și alte... Da, deci eu le folosesc în general în perioada de post, dată prin făină cu un pic de arome, prăjită, este ca un șnițel, ca un creier, foarte gustoase. Ca și preparate cu maioneză în afara postului, să zicem așa, sau maioneză din porumb, știi, din pufuleț, vorba aia, ca să nu ai treabă cu... Maioneză din pufuleț, da? Asta poate face, simplu. Bună asta cu maioneză din pufuleț. Putem să facem cornulețe umplute, sărmăluțe, tot felul de. Inclusiv dacă vrei poți să faci un sos de ragu, un loc de carne pui pleurotus tocat și cu toate cele legumele pe care le știi tocate, sau fine, să le spunem și lor. Se toacă mărunt, se rade, morcă, oțele, vă multe, multe legume cu bulion, la la, ciupercuțe și lasă să fiarbe, să scadă vreo 2 ceasuri. E senzațional pentru conducte, macaroane, tagliatele. Da, să te întreb o chestie. Așa. Dacă, adică, în majoritatea magazinelor găsim pleurotus și șampinion, astea disponibile da. În orice moment al anului. De ce am alege una și nu alta? Care e? Putem să alegem pe amândouă. Nu uita că șampinionul apare sub mai multe forme. Există și șampinionul mai colorat, pentru că... Brun. Dar să nu uităm că există deja magazine specializate unde găsim și un galbior, găsim și o gheabă, mai găsim și shiitake, ciuperca japoneză, ciuperca medicinală, care e foarte sănătoasă. O să fie pe piață cât de curând. Vreau un prieten care chiar cultivă aici lângă Cluj. O să avem marea șansă și bucurie să le folosim. Și să le spui și lor, pentru că eu știu, eu îl cunosc pe Vali din frageda în pruncie, dar voi nu știu dacă știți de unde pasiunea lui Vali pentru ciuperci. De ce ciuperci nu carne de porc, de exemplu? De ce ai făcut tu pasiunea asta pentru ciuperci? Ce să zic, cu taică-mi și cum umblam foarte mult prin păduri, pe munți și așa mai departe și... Vrând nevrând, încerc să mai diversifici mâncarea. Știu că maica mea tot timpul era sceptică. Mă, nu mai mâncați, Doamne, fel pățiți ceva. Dar fiind ceva specialiști prin zonă, când eram noi micuți, că fugeam într-o ciupercă. Da, asta e bună, asta e bună. No, acum mi se întoarce și mie. Toți fug după mine în pădure. Vale, asta e bună, asta e bună. Deja mi-e capul plin când vine cu câte una. Dar e o pasiune pentru că, la urmă, e ceva special. Ciupercile sunt deosebit de interesante și ca și structură, și ca și arome, și ca și calitate, și... De ce nu? Este un aport proteic vegetal foarte important și nu numai parte de vitamina D, cu conținut foarte bogat, unde nu prea găsim în legumele clasice, să spunem așa, vitaminele. Hai să punem și dovlecei. Vinetele. Dovlecei am pus. Bun, hai să spunem vinetele de asta. Fiecare voia ta. Dar să te întreb ceva. Știi că în toate filmele și în toate desenele sunt ciupercile albe, cu ciupercile cu pălăria roșie și cu punctulețe albe și toată lumea așa fericită când le vede și de fapt sunt otrăvitoare. Cele mai frumoase ciuperci de obicei sunt toxice sau otrăvitoare. Așa o să și vedeți în flora spontană. Care e mai frumoasă și vă trage cu ochii, încercați să o îndepărtați. Dar bine, trebuie cunoscute. Cea roșie cu picățele albe, spune-te-o. Amaita muscaria. Amaita muscaria. Deci aia roșie cu buline. Trage musculița, aia ca la bălegare. E foarte, foarte dulce. Și ea este ciupercă halucinogenă, de fapt.
Nu ți dă senzații de alea. Dați-le, dă și după la revedere. După aia, nu, că nu mori. Nu mori de ea. Nu, este o ciocolată foarte toxică, dar apar după aia convulsii, scaune. Lasă să nu povestim despre aspectele astea la bucătărie. Am înțeles. Bun. Da, e interesantă, face parte, se găsește foarte des, nu-i pretențioasă, se poate să fie rece la sol, ea crește. Am înțeles. Da, încercați să nu le culegeți. În principiu, iarba rea nu fiere, ciuperca rea crește în orice condiție. Exact, și să fie totuși ciupercuțele determinate, identificate, așa cum spun și în emisiunea Big Boletus, cu de către persoane autorizate. Deci nu e de joacă. Uite, eu, de exemplu, am cărțile tale, le-am citit și totuși mi-e teamă să culeg ciuperci. Da, explică-ne că e o credință populară asta că dacă plouă, dacă așa, de la ciuperca... O trăvitoare, merg sporii la ciuperca bună și putem muri chiar dacă e adevărat? Nici vorbă, demitivează tot, te rog. Nu, pentru că să nu uităm că ciupercile nu folosesc fotosinteza pentru a se dezvolta, ele cresc din humusul care practic le oferă, hai să le spunem, schimbul de alimente, să spunem așa. Sunt niște specii primitive, așa să vă gândiți că ele existau și milioane de ani în urmă. Și în istorie, se știe, au fost multe intoxicații și în 4-5 mii de ani în urmă, da? Bine, aveau altă regulă atunci, dar nici, și dacă fierbem ciupercă otrăvitoare cu ciuperca comestibilă din greșeală și cine o mănâncă pe otrăvitoare, pe lopățește. Deci nu există nici măcar transfer, pentru că e vorba de carne propriu-zisă care o se ingeră, aia este problema cea mai mare. V-ați lămurit? Ea conține substanțele toxice și așa cum discutam și cu... doctori și cu persoane care cunosc, care sunt stare în domeniu, cele mortale datorită alfa-amanitinei, deci o substanță, o travă puternică, care nu face efectul imediat în organism, noi nu simțim practic. O stare digestivă inițială, care este adevărit de convuls și ai notă aia. Notăm. Asta o să o folosim ca și cupe și în asta o să servim în cărică. Ce frumos! Da, am încercat să... Da, auzi, Vali, spune-le și lor bancul ăla pe care mi l-ai spus mie cu... Stai că n-am terminat. Deci în prima fază se instalează partea abdominală. Asta îți place ție, văd că asta place. Deci, îi place să le povestească și după se instalează. După 2-3 zile se instalează pe hepatic, pe renal și încep confuzii, încep problemele. Și atunci trebuie să deja mult prea târziu și de asta trebuie cu mare atenție culesă și evident identificată. Probabil că în viitoarele episoade pe care o să le facem pe Big Boletus, să se duce, am cumpărat deja microscop electronic, mergem cu el în pădure și îmi place sporogramele la fața locului. Bun, hai să revenim la întrebarea ta. Nu era o întrebare, era o rugăminte. Era o rugăminte. Te rog să ne spui, să le spui bancul ăla cu ciupercile și cu plata în avans. Cred că mai țin minte. Dar merge cineva la restaurant și aș dori să comandă o mâncare de ciuperci, păi bani înainte. Păi de ce? Că nu se știu niciodată dacă puteți plăti după. Asta e genul ăsta. Lasă. Da, deci asta e... Era și dar dacă nu o nimeriți pe aia proastă din alea multe, eu zic să punem totuși un pic de usturoi. Punem, că îi dă un gust foarte... Îmi pare rău că n-am pus la început la prăjală. Știi că și la prăjală de aromă, după aia ascultam, făceam ca și macaronele alea italiene, alea cu un pic de usturoi, cu un pic de ardei iute, știi? Foarte gustoase. Hai să vă spun ce am făcut aici. Am pus toate legumele pe care le-am tăiat bucăți mari, pentru că oricum ele o să scadă. Și acum le lăsăm frumos așa în plata lor, să scadă frumos. Hai să mai amestecăm un pic, le lăsăm pur și simplu să stea. Da, acum le arăt lor cum le-am tăiat și noi revenim imediat când legumele sunt pe final și vă arătăm cum continuăm rețeta. Legumele au scăzut, așa cum v-am spus și cum Vali ne-a învățat. Și aici avem orezul care este aproape fiert. Și ce o să facem acum? O să scoatem orezul cu spumiera și o să-l punem peste legume, fără să-l scurgem de apă, pentru că apa în care a fiert orezul are mult amidon și îl punem peste legume, mai lăsăm să dea un clocot și tot o să se lege așa într-o apă și o să fie foarte, foarte bun. Vali? Ca o budincuță. Vali, ce părere ai? Corect, de acord. Bun. Bine că nu mi-a arătat cu cuțitul, că atunci nu mi-am chiar nimic ce spune. Eu sunt o finuță, nu. Ok. Cu cuțitul l-am amenințat în pauză. Acum pot să... Așa. Punem orez. Vă folosim orez de care, Vali? De obicei basmati cu bobul alungit, e foarte bun. Ok, eu zic să mai pui că jumătate de și eu zic că ajunge, ca să nu fie cantitativ mai mult orez decât... Mai ajunge, eu zic că ajunge. Da.
Așa, amestecăm un pic și mai lăsăm să dea un clocot și e gata rețeta noastră. Am mai pregătit aici, ca decor, un pic de mentă. N-aș fi vrut să pun, pentru că mulți dintre prietenii noștri sau așa, în general, nu prea mănâncă menta. Nu, în combinație de genul ăsta. Folosesc mojito, în general. Exact. Așa, spune-ne, Alex, multe despre mentă. Da, cu de în față sau fără de în față? Da, de mentă normal. Da, mentă. Ionuț, un bun mentă. Prieten de-a nostru, așa, de-al meu, da. Și de-al lui Valin, întotdeauna, asta era întrebarea oriunde mergeam. De mentă, vrei un ceai de mentă? Și a rămas multă vremea asta cu demento, vrei un ceai de mentă. Am trecut pe tei. Da, de menta a trecut pe ceai de mentă. O să te rog, acum, în final, să mai pui și bucata asta de unt care nu mai rămas. Am zis că la final îi mai dăm un pic de, îi mai dăm un pic de aromă de unt, că merge foarte bine. Punem și un picuț de oregano. Și cred că aici... Mi-am izmâinile cu lămâie, că am stors o lămâie înainte să... Mi-e miroase a busuioc, pe lângă mâna ta, lămâie, du-te de aici, du-te de aici! Mi-a tot lămâie și... Așa-i? Da. A lămâie. Deci în speranța că punem busuioc, pentru că nu știm din cauza lui Vali ce avem aici, pentru da, că... Da, busuioc, într-adevăr e busuioc. Până mai amestecă, te rog, te roșuțele, că o să fie într-un decor pus în varză. Așa. Împreună cu combinații de acolo, să vă spună pe eu mai departe. Eu am aici un muștar rusesc. Un muștar care nu se prea găsește la noi în comerț, dar dacă treceți granița Prutul, Republica Moldova, îl găsiți cu siguranță, sau mulți... Și dacă îl sunați pe Vali, are mult, am și eu de la el, muștar rusesc. Îl folosesc foarte mult ca și sosuri pentru tot felul de preparate, și la fripturi, și la tot felul de preparate vegetariene, pentru că este foarte iută, este foarte aromat, este plin de crean, este ceva gen wasabi, dacă vreți să spunem, da, fiind o mâncare... Nu neapărat chinezească, nu tentă mai de-a noastră, mai românească. O să facem peste muștar, de obicei, pun un pic de sare, un pic de zahăr. Așa, nu? Așa, pun zeamă de lămâie. Am pregătit mai multă, dar nu las prea multă. Se poate face sosul să fie mai subțire. Ai pregătit, mai... ai pregătit, după tot miroșa lămâie, da, după până în final pregătit. Numai lămâie, acru de mie, ce râs, așa e. Mai făcut de mentă, pot să te fac și eu. Da, fă-mă așa și, da, corect. Gata, legumele să nu le amestecați foarte, foarte mult, că se face un semiter și nu vrem asta. Și apoi după aia am vorbit. Dar uite ce frumos se văd ardeii care au rămas așa al dente. Ciupercile au scăzut frumos, este prima oară când gătesc și mănânc pleurotus. Da, de ce nu? Îți placă foarte mult. Dacă e foarte interesant, pentru că dă un pic mai spre sălbatic, mai spre pădure, cum ar fi. Și deja parcă te simți mai aproape de natură. Trebuie să-mi smul cordeluț, acum să-mi desfac părul. Da, și să te arunci în tot felul de zăpezi. Acum exact. Că la ceva încet. Un pic de zăpadă. Așa, și frecat cu un pic, gata, de ulei, cum vă spuneam, sosul respectiv. Așa. Tu stingi focul, poți să pui deja în văzuca pregătită povestea frumoasă care... Așa arată legumele. Exact. Născut din... Din bucuria multor legume de ciuperci, exact. Așa. Ne întoarcem imediat să vă arătăm cum arată la final preparatul nostru, gustarea caldă cu ciuperci.